Noaptea anului nou s-a dovedit a fi una fără probleme pentru angajații serviciului de ambulanță Giurgiu, chiar dacă și la noi în județ cele mai multe solicitări au fost pentru consumul de alcool și agresiuni fizice, numărul acestora depășește cu puțin 100 într-un interval de 24 de ore. Deși în alți ani, în seara de Revelion, medicii abia mai puteau face față solicitărilor, anul acesta doar 60 de persoane au solicitat ajutorul medicilor în noaptea dintre ani. În noaptea de Revelion, deci de la ora 19 până la ora 7 dimineața, au fost 60 de solicitări. Care au fost problemele semnalate? Au predominat agresiunile fizice și starea de ebrietate. Potrivit medicilor de la ambulanță, numărul cazurilor atât de Crăciun cât și de Revelion s-a încadrat în limite normale ale unei zile obișnuite, semn că majoritatea giurgiuvenilor a ținut cont de sfaturile lor.